Doamne ajută, dragii mei, bucurie! Sunt în Cluj, la parohia Mănăștur, în cartierul Mănăștur. De ce Mănăștur? Pentru că aici era o mănăstire, clar. Fraților, sunt cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Paramitia. Haideți, iubiților din Cluj, credincioși dragi care iubiți pe Maica Domnului, haideți la biserica din Mănăștur să vă închinați icoanei Maicii Domnului Paramitia, o copie a ei venită de la Mănăstirea Vatoped. Toți cei care mă cunoașteți și ascultați cuvântul meu și sunteți din această zonă, haideți să ne întâlnim mâine la Sfânta Liturghie la biserica din Mănăștur. Toți cei din Dej, toți cei din Gherla, din Turda, cei care mi-ați ascultat cuvântul și m-ați invitat la voi să vă predic, haideți acum mâine aici, sunt aici, Maica Domnului Paramitia până miercuri este în această Sfântă Biserică, să vă închinați Sfinte Icoane Făcătoare de Minuni și să avem o întâlnire duhovnicească. Mâine voi sluji Sfânta Liturghie aici. Vă aștept cu drag la Mănăștur, în Sfânta Biserică, pentru rugăciune și cuvânt duhovnicesc.